Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, mă rog, asta vine din Statele Unite. Dacă vă imaginați cumva că automatizarea o să schimbe foarte mult lucrurile, s-ar putea să nu. Automatizarea la casă, de exemplu, la casele la care plătești sau unde, la mașinile alea automate, unde îți cumperi apă, chico, sandwich-uri, ce-ți mai cumperi. În Statele Unite, de exemplu, unde este o regulă, cred că dacă nu plătești bacșiș undeva, mănânci și bătaie. Acolo se sugerează 3 niveluri de bacșiș, începe destul de mari. 15%, da. Următorul mediu așa e 20% și dacă ești mulțumit, ți se sugerează să dai gen 25-30% bacșiș. Și n-ai încotro, adică se uită ăia urât la tine și cred că mănânci și bătaie dacă nu lași ceva. Deci și la noi acum. Ți se sugerează, da, am văzut. Nu zic, acum e trecut pe notă, adică da. Și tot așa ai 3 variante. Uh-huh. În Anglia, bunăoară, e un singur, e service și e trecut pe notă, la revedere. E un procent, nu l-am calculat, cred că e 10, între 10 și 15% și un stas. În Japonia, dacă dai bacșiș, dacă dai bacșiș, risc să mănânci bătaie. E considerată jignire să dai bacșiș. Altă, și la aia se folosește exclusiv cash. Și un cash. Semn că, da, și așa, se folosește foarte mult cash. Dar în Japonia, dacă dai bacșiș, e ca și cum ai spune că săracul de el este atât de slab pregătit și încât are un salariu atât de mic pentru cât de slab pregătit e și merită ajutat că poate cine știe a avut ghinion în viață, cam așa este. Deci e genitor. În fine, revenind. În Statele Unite a început să se ceară bacșiș clienților la unele case unde scanează singur produsele. În cafenele sau stadioane sau aeroporturi. Se pare genial. Apare mesaj unde li se propune să adauge un bacșiș. Sigur, ai opțiunea să refuzi. Unii sunt total derutați pentru că nu înțeleg despre ce este vorba. Un client, de exemplu, a luat o bere de la un frigider cu autoservire dintr-un magazin din San Diego, relatează Business Insider, și a fost invitat să includă și bacșișul în comanda sa. Zice, am fost confuz pentru că nu era foarte clar cui dădeam bacșișul. Asta da. Unde ajunge el? A declarat. El adăugând că totuși a lăsat 20%. Deci a cumpărat a lăsat 20% la automat? Da. Mașina i-a poate zis... ia băiatul care alimentează automatul. Da, păi pentru da. Ce? Pentru calculator, pentru să se facă update-uri des. Complicat. Un alt călător a fost îndemnat să includă un bacșiș de 10 sau 20% pentru o sticlă de apă de $6 la un magazin de cadouri de pe aeroportul internațional New York, din New Jersey. Și a declarat că s-a simțit șantajat emoțional. Păi și a lăsat sau nu? Nu a lăsat bacșiș. Ah, bravo. Deci a refuzat, a ezitat, s-a gândit și a lăsat bacșiș. Oamenii spun că nu înțeleg unde ar trebui să ajungă banii. Presa americană a întrebat pe cei care gestionează mașinăriile astea și care au explicat că ajung la angajați. E, bravo, uite, bine, vezi? Dar de ce? Păi fac servicii și ei. Adică se duc și pun... Nu te servesc direct, dar alimentează automatele. Ar putea să nu o facă. Nu ar putea. Cum adică ar putea să nu o facă? Pentru că el ai contractul lui. El trebuie o dată pe zi sau când, vine cu căruciorul și pune sticle. În plus, mașină. Poate că șterg produsele alea mai abitir, ca să zic așa, în momentul când le pun în automat, da, să exact. Mai fie plină de praf. Nu știu, vorbesc frumos cu mașina sau care asta. Adică da. Dai bacșiș la restaurant... Când, vorba aia, chinul se poartă frumos cu tine, are grijă de tine, zâmbește, nu știu ce, ești mulțumit de interacțiunea cu el. Da, așa, tu nu-l cunoști pe ăla, n-ai nicio interacțiune cu persoana respectivă. Îi dai bacșiș că are contract sau... Tu n-ai văzut că lumea vorbește singură în ultima perioadă, așa că nu asta e problema. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.